Românii în luptă cu dezinformarea din mediul online. În cea mai importantă perioadă din România, când au loc alegerile prezidențiale și parlamentare, românii sunt asaltați cu informații de tip fake news și o avalanșă de conturi false pe platformele online. În acest sens, vicepreședintele ANCOM a cerut suspendarea platformei TikTok pe teritoriul României până la finalizarea anchetei instituțiilor statului cu privire la o eventuală manipulare a procesului electoral. Specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la înșelăciunile din mediul virtual și insistă să verificăm fiecare informație. Manipularea prin conținut online a devenit un fenomen extrem de periculos în rândul românilor. Propagarea de informații false în mediul online a influențat negativ percepția multor persoane și a dus de multe ori la consecințe nedorite, chiar la conflicte sociale. Specialiștii spun că materialele prezentate în online acționează de multe ori subliminal, iar informația ajunge la noi fără să ne dăm seama, prin repetiție. Avem filmulețe de 10 secunde, 20 de secunde. Genul ăsta de filmulețe, de fapt, acționează mai degrabă subliminal. Pentru că îl vezi odată, îi dai skip, treci mai departe, da? Și chiar dacă n-ai stat să te gândești, oh, dar ăsta zice ideea asta și stai puțin să mă uit, să o verific, pentru că nu facem asta, ea rămâne în mintea noastră, da? Ea rămâne în mintea noastră și e ca și cum se insinuează subliminal, da? Și până la urmă ajungem să o credem. Ajungem să o credem prin repetare. În legătură cu, eu știu, informațiile despre, nu știu, chestii care ne influențează viața, cum ar fi decizii politice, noi ar trebui să le verificăm și ar trebui să facem o cercetare din urmă, să vedem chiar așa este, sau omul să spune adevărul sau spune ceva fals, sau chiar susține ideea asta de adevăratele sau minte, da? Dar noi nu facem, din păcate, lucrul ăsta. În era tehnologiei, toată lumea consumă conținut de pe platformele online. Problema rămâne însă la identificarea veridicității informațiilor din cauza volumului mare de conținut și al sutelor de surse care distribuie informația. Fiecare are o părere și fiecare are dorințele lui. Cum verifici o informație din mediul online? Aici nu știu exact, depinde, te documentezi cât mai bine și în primul rând nu trebuie să te iei după părerile altora. Adică dacă unul spune că e așa bine, poate să aibă interese și din prima te poate minți foarte ușor. Dacă am nevoie să mă documentez de ceva, caut pe internet și găsesc orice. Dar cum verifici informațiile de pe site-uri, de pe... Păi, verific de pe mai multe surse, nu iau direct de pe primul site care mi-apare, nu-l iau de bun. Și cum îți dai seama că o informație e falsă, e adevărată? Păi... să mă gândesc. Că nu e sigur de informația pe care o găsești, cum o verifici? Pe mai multe site-uri, adică să văd dacă toate sunt au aceeași informație și întreb și... Verificarea informației din cel puțin 3 surse, cunoașterea autorului textului sau conținutului video, dar și consultarea specialiștilor reprezintă câteva reguli care te pot ajuta în distingerea materialelor reale de cele false.